Austriecii iubesc fotbalul, din bănie de pe vremea Craiovei Maxima și a lui Ilie Balaci. Sunt suporteri a echipei Rapid Viena, dar au fost prezenți și la ultima confruntare dintre Universitatea și Dinamo. I-au ținut să demonstreze că s-au familiarizat cu strigătul de luptă al științei. Ce echipă ține în Austria el? Welche Mannschaft hältst du in Österreich? Ist gerade Rapid Wien. Și din România? Viena. Und eine von Rumänien, eine Mannschaft von Rumänien, welche? Uni Craiova. Uni Craiova. Și jucător? Mit welche Spieler? Welche Spieler fällt da denn von Rumänien? Mittelfeldspieler Balac. Mijlocaș Balac. Că despre noua construcție, care va avea o capacitate de 30.000 de locuri pe scaune, îi spun că seamănă leit cu Allianz Arena, terenul vestitei Bayern München. München, genau, da war ich schon, ist vergleichbar. Schaut fast so aus. El a fost și pe Allianz Arena și se aseamănă. Stadion wirkt sehr pompös, sicher eine tolle Atmosphäre, Fans, laut, Akustik, super wahrscheinlich, super toll. Așa cum arată acum a făcut, este pompös, este mare, frumos, o să fie sigur atmosferă superbă aici pe stadion. Super stadion, das erinnert mich eigentlich an München, das super stadion. Und ich möchte einmal daherkommen auf ein Fußballmatch. Deci stadionul arată, se aseamănă cu cel din cu Allianz Arena și s-ar bucura foarte mult ca să venim la un meci și să asistăm chiar la un meci. Cei trei austrieci au declarat că vor să vină la partida inaugurală a stadionului din Craiova. Că despre data terminării arenei, părerile sunt împărțite. Unii spun că va fi gata în iulie, alții în octombrie.